Arma teribilă prin care Vladimir Putin vede tot ce face România, armata rusă acoperă tot Marea Neagră. În Crimea au intrat în funcțiune noi stații radar de tipul 55 J6 Menebom, anuncând ediția sa de marci semi-oficiosul Izvestia, citând o sursă din Comandamentul Superior al Forțelor Aeriene Ruse, potrivit publicației Vzgliad. Aceste stații radar, al căror număr nu este precizat, au fost instalate la începutul anului 2018 pentru a controla spațiul aerian din întreaga zona Mării Negre, conform ziarului menționat, scrie Ager Press. Respectivele sisteme au capacitatea de a detecta până la 200 de ținte, de la elicoptere sublinierei avioane, până la aparate hipersonice sublinierei rachete de croazier care se deplasează cu viteze de până la 18.000 km/h, pe o rază de până la 1.800 km sublinierei la altitudini de până la 600 km, fiind capabile de a calcula coordonatele lor exacte. Conform presei ruse, aceste stații radar de frecvențe mari sublinierei medii analizează date despre ținte hipersonice sublinierei aerodinamice în condiții meteorologice dificile sublinierei transmit informația colectat forțelor antiaeriene. Astfel de radare pot detecta, capta sublinierei urmărcinte în afara atmosferei sublinierei pot determina nu doar coordonatele, ci sublinierei apartenenca acestora. Sistemele radar 55 J6 Menebom, unul dintre cele mai avansate din clasa lor, sunt de regulă montate pe o platformă mobilă sublinierei pot fi transportate rapid în orice parte a Crimeei, relev media ruse. Fostul sublinierei al forțelor antiaeriene ruse, Alexandr Gorkov, a declarat pentru Izvestia ce, datorită acestor radare, Marea Neagră este astfel acoperit complet de un câmp radar. Prin intermediul acestor radare, Rusia poate controla spațiul aerian până în strâmtorile Bosfor sublinierei Dardanele, mai spune el. Sunt stații radar de detectare pe distanțe lungi, care permit monitorizarea situației aeriene, activității aviației sublinierei pot identifica potențialele amenințări la mari distanțe, a adăugat Gorkov. Potrivit Vzgliad, aceste radare noi sublinierei ar fi demonstrat deja eficient ca la baza aeriană rusă Khmeimim din Siria.